și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Domnule, Domnule, Sfințite Părinte, Paroh, binecuvântați ca să rostesc cuvântul învățăturii. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfințite Părinte, iubiți credincioși, suntem în Duminica 8-a după Sfintele Paști. La 50 de zile după Învierea Domnului sau Sfintele Paști și la 10 zile după praznicul Înălțării Domnului. Întotdeauna în această Duminică, în fiecare an, prăzduim Marea Sărbătoare a Cinzecimii, a Pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusalimii. Altfel spus, ne aflăm părtași de data aceasta înaintea marelui praznic al Pogorârii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Cel de viață dătător și Sfințitor, este a treia persoană a Sfintei Treimi. Noi, în general, creștini, înțelegem mai ușor prezența Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfinților și ni se pare de multe ori mai abstractă prezența sau percepția Duhului Sfânt. Cu toate că această prezență este reală, este adevărată, pentru că Duhul Sfânt nu este o noțiune abstractă sau teoretică, ci este Duh de viață dătător, persoană a treia a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat, căci Duhul Sfânt de la Tatăl purcere. Și nu avem cum creștini, noi creștini, să progresăm în viața cea duhovnicească fără asistența Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care sfințește viața noastră. El este izvorul harului și al darului. Al harului și al darurilor Duhului Sfânt, care se revarsă în viața noastră și pe care noi, dacă le cultivăm toate aceste daruri sau virtuți, avem nădejde că ne vom mântui și că ne vom însoți și că mai ales ne vom înveșnici cu Dumnezeu. Toate Sfintele Taine, cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii, sunt, dacă vreți, izvoare, tot atâtea căi sau izvoare ale Duhului Sfânt, ale Harului Duhului Sfânt. Omului la mântuirea sa îi trebuie trei lucruri. Credință, har și fapte bune. Harul fiind acesta al Duhului Sfânt, care a treia persoană a Sfintei Treimi fiind, vine, varsă și se revarsă asupra noastră, în viața noastră, în mințile, în sufletele și în inimile noastre, dacă îl chemăm, dacă îl invocăm. Căci în rugăciunile începătoare avem prima între ele, rugăciunea Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindele ești și toate le împlinești, vistierul curățenilor și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Duhul Sfânt se manifestă, este izvor în toate Sfintele slujbe sau ierurgii ale Bisericii. Orice slujbă, orice taină, orice ierurgie se face sub asistența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, Sfințitorul sau Mângâietorul, este pretutindenea în tot locul și în tot ceasul în viața Bisericii.
Și dacă este în viața bisericii, înseamnă că este și în viața fiilor bisericii, adică a noastră, a membrilor ei, adică a credincioșilor, a drept slăbitorilor creștini. Greu uneori să înțelegem manifestarea Duhului Sfânt sau prezența Lui în viața noastră. Și asta se întâmplă din cauza multelor și deselor noastre neputințe, slăbiciuni, boli, păcate sau patimi. Al minteri, El nu lipsește din viața noastră, începând de la taina botezului și până la ultima slujbă ce se oficiază asupra noastră, cea a înmormântării și apoi a parastaselor, a pomenirilor, răposaților noștri, El este acolo. Nu lipsește niciodată de nicăieri. Duhul Sfânt ne poate da nouă. Avem această capacitate, șansă, posibilitate de a ne oferi El nouă darul bunătății, darul iertării, darul îngăduinței, darul milosteniei, darul răbdării. Căci El pe toate le raptă și pe toate le povățuiește spre Dumnezeu, spre însoțirea, unirea și înveșnicirea cu El. Sfinții, oamenii bineplăcuți lui Dumnezeu, toți au fost impregnați de Duhul Sfânt în viața lor. Și acest lucru s-a putut face, or se poate întâmpla și realiza după osteneală, după trudă, după nevoință, dar și ca binecuvântare sau dar venit de la Dumnezeu, primit de la Dumnezeu. Căci fără de El nu putem face nimic, fiindcă nu suntem nimic fără de El. Duhul Sfânt ne oferă inspirație. Și avem nevoie în viață, în atâtea situații, de atât de multe inspirații. Inspirație bună, duhovnicească, dumnezeiască, binecuvântată și sfântă, în urma căreia noi săvârșim cele de folos nouă și semenilor noștri spre slava lui Dumnezeu, spre cinstirea Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Vedem ce se întâmplă atunci când noi suntem întunecați, orbiți, lipsiți de inspirație și deci de prezența, o lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră, să nu fie. Căci în toate situațiile respective suntem niște oameni dezorientați, dezarmați, descumpăniți, disperați, deznădăjduiți, rătăciți și risipiți ori risipitori. Rătăciți ori rătăcitori. Când nu facem ceva cu Dumnezeu, chemându-L pe Duhul Sfânt și pe Dumnezeu în viețile noastre, în inimile și în sufletele noastre, ori becăim. Facem toate pe dos și aiure. Și știm lucrul acesta din propriile noastre vieți și din propriile noastre experiențe. Că atunci când facem de capul nostru, de capul nostru și ies, și de capul nostru și rămân, se alege de ele, de cele mai multe ori, praful și culmea. De aceea, fără de El, într-adevăr, nu putem face nimic. Fără de Dumnezeu Tatăl, fără de Dumnezeu Fiul și fără de Dumnezeu Duhul Sfânt. Când suntem bolnavi, venim la taina masului, unde este Duhul Sfânt. La Sfânta Liturghie invocăm Duhul Sfânt, care preface pâinea și vinul, cinstitele daruri în sfintele daruri, adică în cinstit trupul Mântuitorului nostru, iar ceea ce este în potir, vinul în scump sângele Mântuitorului nostru, pe care dacă îl vom mânca și îl vom bea, nu vom mai flămânzi și nu vom mai înseta în viață. Și la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, în timpul epiclezei, sunt rugăciunile superbe de invocare a Duhului Sfânt.
Toate Sfintele Taine au o anumită epicleza lor, adică momentul culminant în care preotul slujitor invocă Duhul Sfânt, venirea și coborârea, prezența sau lucrarea, binecuvântarea Duhului Sfânt în taina respectivă, a botezului, a masului, a căsătoriei, a Eucharistiei, adică a liturghiei, anunții, a preoției și așa mai departe. El, Duhul Sfânt, nevăzut fiind, este totuși simțit și trebuie să fie simțit de noi, perceput și asimilat de noi. Este greu, pentru că omului, într-o mântuirea sa, mai trebuie pe lângă credință, har și fapte bune să parcurgă tot trei trepte, alte trei trepte sau etape. Prima este cea a despătimirii sau a curățirii sale, pe toată zbura păcatului și a patimii, în taina pocăinței sau a spovedaniei, când iarăși vine Duhul Sfânt. Apoi, a doua etapă este cea a însoțirii cu Hristos, împlinindu-i Lui voia Lui cea sfântă și învățătura Lui cea dreaptă, sfântă și veșnică. Și a treia treaptă, cea superioară, este cea a iluminării, adică a înveșnicirii noastre cu Dumnezeu, la care ajung oamenii desăvârșiți, oamenii aleși, bine plăcuți lui Dumnezeu, sfinții, după multă osteneală, care sunt atât de transparenți, încât simți și vezi Duhul Sfânt în ei, în lucrarea lor și în faptele săvârșite de ei, multe dintre ele minuni, pe care ei au puterea le face cu darul lui Dumnezeu, sub binecuvântarea sau cu asistența Duhului Sfânt. Căci sunt fii ai Duhului Celui Preanalt. Cum și noi trebuie să ajungem fiii Celui Preanalt. Adică ai Lui Dumnezeu Celui Adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Suntem impresionați și încântați de oamenii duhovnicești, de părinții duhovnicești, de oamenii cu Duh, în care simți Duh și încă un Duh sănătos, unul potrivnic sau înșelător sau amăgitor. Atenție! Că sunt și asemenea Duhuri și încă multe și perfide ori perverse. Trebuie să fim foarte atenți. De aceea trebuie să primim, să cerem lui Dumnezeu și Duhul discernământului sau al dreptei socoteli, darul discernământului, darul deosebirii duhurilor pe care părinții încercați îl au, dar tot așa după multă osteneală, trudă sau nevoință. Căci altfel putem fi amăgiți și înșelați de Duhul cel potrivnic, care este Duhul Satanic. Și orice amăgire, spuneam și altădată, duce clar la dezamăgire. Orice înșelare duce la pierire. Duhul din oamenii deosebiți pe care noi îi căutăm și încercăm să-i urmăm, să ne fie ei nouă pilde, exemple sau repere în viețile noastre, este Duhul cel adevărat al lui Dumnezeu pe care ei, oameni duhovnicești s-au zbătut în nevoința lor să-L dobândească, iar apoi se luptă să-L păstreze. Noi avem câte un fărâm, așa, câte un gram de credință și ne bucurăm și ne lăudăm, poate, în semeția noastră, în trufia noastră, în sinele nostru, căci păcatul slavei deja atât nu ne este străin. Păcatul lăstimei de sine, în sensul acesta că suntem și noi cineva, vezi, Doamne. Și atunci, de cele mai multe ori, riscăm, chiar reușim, în ghilimele spus, să pierdem și fărâma aceea de credință. De aceea, dacă am dobândit credință, măcar cât grăuntele unui muștar, apoi
să fim foarte atenți, prudenți, ageri și precauți, să păstrăm acea credință și mai mult decât atât să o cultivăm, să o înmulțim, căci dacă vom sta pe loc, cel ce stă să ia aminte să nu cadă, că sigur va cădea. Și toate acestea se fac invocând Duhul Sfânt, însoțindu-ne cu El și împărtășindu-ne de experiența oamenilor plini de Duh Sfânt, de experiența oamenilor duhovnicești, ascultându-le sfatul, cuvântul, citindu-le cărțile, citindu-le viețile, operele, activitățile lor și urmându-i pe ei, luând aminte la mai mari noștri, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, privind la ei, la credința lor și fiindu-ne ei astfel pilde și exemple nouă. Toate acestea se fac de la un cap la altul, de la începutul vieții, din primul moment al nașterii Pruncului până la sfârșit, sub auspiciile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, în momentul în care lipsește de undeva, acolo nu este biserica, acolo nu este Hristos, acolo nu este taină, acolo nu este slujba, acolo nu este nimic. El nu lipsește. Noi ne îndepărtăm și ne înstrăinăm de Dumnezeu și de Duhul Său cel Sfânt prin faptele noastre, căci faptele noastre rămân singurul criteriu, până la urmă, care ne departajează în stânga sau în dreapta. Căci după fapte îi veți cunoaște pe ei, spune Mântuitorul, iar pe oamenii duhovnicești, după faptele lor, îi cunoaștem și îi recunoaștem pe ei și îi deosebim pe ei de oricine altcineva. Ați luat aminte, ați văzut că părinții duhovnicești îți spun un cuvânt clar, limpede și răspicat, plin de Duh Sfânt, cu substanță și cu prestanță. Nu multe vorbe și plecăreni, un cuvânt de folos. Părinții pustiei, pe marurile Nilului, plecau cei tineri, ucenici la cei bătrâni, după cuvânt. Cuvântul fiind de la Dumnezeu, El însuși fiind Logosul întrupat, cuvântul cel din tâi. Și iată, ei spuneau acestora cuvânt de folos. Cuvântul acela de folos trebuie să-l căutăm și noi, să-l accesăm și noi. Și în momentul în care l-am dobândit, să știm ce să facem cu el sau din el. Să-l punem în lucrare, să se transforme în fapt concret. Chiar discret, dar concret. De aceea avem nevoie de părinți duhovnicești, de oameni plini de Duh Sfânt, de bărbați plini de Duh Sfânt, de slujitori plini de Duh Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt, de aceea participăm la Sfintele Slujbe, care sunt canale ale Harului și izvoare ale Duhului Sfânt. Pentru că avem nevoie. Nu putem trăi fără Sfânta Liturghie. Nu putem trăi fără Sfânta Euharistie. N-avem cum fi creștini dacă n-am fost înainte de toate botezați. Nu putem trăi fără spovedanie, fără taina pocăinței. Nu putem trăi fără taina milungerii, care se face imediat după botez. De aceea, de toate acestea având nevoie, trebuie să venim aici, fiindcă aici avem această posibilitate de a ne întâlni cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În această zi a nașterii celei văzute a Bisericii, prin întemeierea primei comunități de peste 3.000 de creștini, peste 3.000 de convertiți în urma cuvântului apostolic a Sfântului Petru la Ierusalim, iată, în această zi a Bisericii, a Bisericii celei văzute, venim să o sărbătorim pe ea și pe noi, întâlnindu-ne și noi, ca și ei atunci, și noi aici, și toți creștinii unde sunt, pe tot latul sau labul și lungul pământului, cu Duhul Sfânt, care se manifestă în forme diverse, variate. De aceea, un om plin de Duh Sfânt are darul
rugăciunii, altul are darul milosteniei, al iubirii semenului aproape, altul are darul iertării, mare dar, altul are darul răbdării, iarăși mare dar, altul are darul neținerii de minte a răului, și că te iert, dar nu te uit. Ai uitat că trebuie să uiți, să uităm. Uite că trebuie să uiți. Adică să nu ții minte rău. Ai iertat, ai uitat, ai plecat. Altul are darul rugăciunii pentru ceilalți. Ce frumos, da. Am cunoscut pe cineva care știa toată strada, toți de pe stradă, ce probleme au. Și avea scrise frumos, pomenice, cu cei pentru examene, toți copiii de pe stradă, elevi, studenți, cu cei bolnavi, alt pomenic, cu cei în tot felul de probleme, alt pomenic, și le ducea duminică de duminică la Sfântul Altar. La un moment dat, dându-mi-le pe un stic, le-am printat în nu știu câte exemplare să le aibă, să le ducă în fiecare duminică. Având toată strada, cu vii și cu răposați. Ce frumos lucru! Mulți dintre cei ai străzii nici nu știau că el îi pomenește. Se interesa dacă sunt creștini botezați și apoi îi pomenea pe toți. Unii au aflat, alții nu. Îi pomenea și pe cei răposați. Îi pomenește că trăiește. Iată, iarăși un dar deosebit al rugăciunii pentru celălalt. Căci noi astăzi nu prea apucăm să ne rugăm. Și atunci, dacă cineva are mai multă dragoste în acest sens, ori timp, ori disponibilitate, deschidere în acest sens, să se roage și pentru cei care nu se roagă. Să postească și pentru cei care nu postesc. Să plângă și pentru cei care nu plâng. Să râdă chiar și pentru cei care nu râd. Să se bucure și pentru cei care nu se bucură. În vremurile acestea răzvrătite în care trăim, când nici vara nu mai e vară, vorba poetului, nici iarnă nu mai e iarnă sau toamnă, oamenii nu mai sunt ce au fost, vremurile nu mai sunt care au fost, suntem chemați într-un spirit de solidaritate, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu, spune Hristos, adică Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toată Sfânta Treime, toată Dumnezeirea, tot Dumnezeul cel adevărat, întreg și pe deplin. Să ne rugăm astfel unii pentru alții. Să ne înțelegem unii pe alții și unii cu alții. Și să vă spun un lucru, fără să vi se urce la cap. Să vă felicit că vă găsesc, v-am văzut în pomenice, pomenindu-vă unii pe alții. Frumos lucru. De apreciat și de admirat. Cine este duhovnicului, căci el probabil m-a învățat acest lucru sau v-a sugerat și recomandat acest lucru. Sau dacă l-ați avut de la sine inițiativă, sigur, cu binecuvântarea duhovnicului, ați făcut asta sub inspirația Duhului Sfânt. Clar și cert. Nu ne dăm seama de foarte multe ori ce mult contează rugăciunea. Unea pentru celălalt. Extraordinar de mult. Extrem de mult. Poate rugăciunea lui m-a izbăvit dintr-un accident. Poate pomenirea lui m-a izbăvit dintr-un incendiu. Poate rugăciunea lui m-a scos, m-a trecut un examen. Poate rugăciunea lui m-a... Sigur, rugăciunea lui și a lui m-a scos dintr-o boală. Ori m-a ridicat de pe patul suferinței. Ori m-a ajutat să trec dincolo, să treacă cei răposați în tihnă și fără prea mult chin. Și apoi rugăciunea pentru cei răposați, iarăși este un lucru extraordinar. Iară știu pe cineva care a luat de la un cap la altul satul în care s-a născut pe număr de case și pomenește pe toți reposații. A ajuns la vreo 500 de nume și a făcut parastase, etapizat pentru toți, așa încât într-un an de zile ajunge să-i pomenească pe toți. Toți din sat reposați
Cât i-a apucat și i-a cunoscut persoana respectivă de când s-a născut ea până în ziua de astăzi. Iarăși un lucru deosebit, pentru că noi ne rugăm și pentru cei care n-au cine, n-are cine să-i pomenească, nu mai are cine să se roage pentru ei. Și câtă mângâiere găsesc ei, și ei, dar și noi, când facem un asemenea lucru. Toate acestea sunt de la Duhul Sfânt. O întâlnire providențială, la momentul potrivit, în locul potrivit, cu un om deosebit, prin care vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează prin oameni, vorbește prin oameni. Și dacă avem noi capacitatea să decodificăm, să decriptăm mesajul respectiv, ne dăm seama că nouă ne-a fost destinat, nouă ni s-a adresat. În un asemenea moment, o asemenea întâlnire, de cele mai multe ori poate fi pentru noi existențială, crucială. Schimbă, transformă și convertește întreaga noastră viață de acolo încolo, luând un alt curs. Cel normal, cel firesc, cel care trebuie să ducă musai la Dumnezeu. De astăzi începând, spunem rugăciunea Împărate Ceresc. S-o spunem cât mai des, poate chiar zilnic. Ca astfel Duhul Sfânt venit aici, în biserică, care este casa Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu Celui adevărat, să ne găsească și să ne regăsească pe noi aici. Și aici, întâlnindu-ne cu Duhul Sfânt, să rămânem cu El, să ne însoțim cu El încă de aici, de pe pământ, ca astfel să ajungem să ne veșnicim dincolo, în împărăția cea cerească a Preasfintei Treimi, cea cerească și veșnică a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.